Câți dintre voi ați observat faptul că aici se adună noroi? Am să fac și vouă un zoom să vedeți. Se adună foarte mult noroi. La un moment dat m-am trezit că am deschis acest capac și aveam până aici, la nivelul acesta, la bușon, plin de noroi. Când a fost să dau jos bușonul, nu știam ce să fac prima oară, să curăț noroiul de aici sau să deschid bușonul și să curăț noroiul, ceea ce este foarte stupid. Eu am încercat până acum mai multe soluții, dar nu m-am gândit niciodată să filmez. Problema acestui noroi este din cauza a două găuri. Una este aici de scurgere și este una aici care nu știu care este rolul ei. Dar am să dau jos banda izolatoare care am pus-o eu. Ca să vă arăt acele găuri. Iar aici, în partea de jos, oare nu mai este banda izolatoare? Da, nu mai este bandă izolatoare, dar gaura asta de aici este înfundată. În partea mai în sus și către în față, să vede dacă pot să filmez pe acolo, pe aici pe undeva, ia uite gaura. Nu se prea vede, ba, uite acum se vede. Asta este o gaură. Pe această gaură vă intră foarte mult noroi. Asta este cauza principală pentru care aveți noroi aici. Băi, dar nu s-ar vedea prea bine. Mi se... așa ceva. Asta este gaura pe care vă intră cel mai mult noroi. În partea de jos, unde este înfundat, acum uite, am desfundat eu puțin. Pe această gaură este necesar să lăsați, pentru că pe aici mai aveți curgeri de motorină, de benzină și trebuie să curgă pe undeva. Am să încerc să desfund această gaură de jos folosind presiune de aer. După ce am luat grosul de mizerie de acolo, am să dau jos bușonul ca să am și mai bine acces. Am să folosesc niște alcool tehnic ca să spăl pe aici de mizerie. Mă interesează doar partea de jos, partea de sus. O curăț așa doar să fie curățată. Am să pun din nou bușonul și am să dau din nou cu aer. Am scos din nou bușonul, din cauza că am curățat și în partea de sus, au mai picat bucăți de mizerie. Am să torn un pic de alcool, doar ca să văd că tot ce pun acolo se scurge. Se vede că se scurge, mă întreb dacă se și duce jos, da, cade jos, am să vă arăt și vouă. Normal, pe aici, această gaură de jos, tot să vă curăț, o să se vadă foarte bine aici. Acum se văd foarte bine cele două găuri. Una este în partea de sus, pe asta vă intră mizerie, iar pe cea de jos se scurge benzina sau motorina. Am să torn un pic de alcool. S-a văzut că s-a scurs, iar în partea de jos, pe sub mașină, curge.
pe undeva pe acolo, nu știu de pe unde, nici nu mă interesează. Important este că trebuie să se scurgă jos, altfel vi se scurge în exterior pe mașină. Am să șterg din nou foarte bine pe aici. Pentru că urmează să astup această gaură din partea de sus, prin care dacă mă uit, ia să văd dacă se vede ce văd și eu, dacă mă uit din exterior pe gaura aia, ia uite, se văd diferențe, văd până jos sub mașină. Pe vreme urâtă, ploaie, din soare sau ce vreți voi, aici o să vi se umple cu noroi. Am mai găsit niște mizerie pe aici. Între plastic și tablă am să o râșcui puțin. Nu foarte tare ca să nu afectez vopseaua. Așa. Am să pun din nou bușonul care se vede mizeria pe el, asta fiind în partea de jos. Neimportant, bușonul îl mai scoți, îl mai bagi. Ok. Am să suflu din nou cu aer. Am să dau din nou bușonul jos. Am să curăț foarte bine locația unde o să astupă această gaură din partea de sus, pentru că vreau să țină, să nu-mi pice jos. În plus, eu am motorină și motorina, dar chiar și benzina, are tendința de a dizolva acel lipici și automat vă intră, vă pică jos. Mai folosesc o chestie și vă nu vă zic, e o chestie de curățat discuri. N-am să folosesc nimic special, este pur și simplu o bandă izolatoare de la prietenii noștri de la Soare Răsare. Singurul lucru, am să tai o bucată mai mare, deși eu n-am să folosesc o bucată atât de mare. Am să încerc să o poziționez cât mai bine. Dacă nu-mi iasă din prima, mai tai vreo 2-3 bucăți, pentru că la un moment dat sigur o să o nimeresc pe poziție. După ce am astupat gaura, am să tai excesul de bandă. Să știți că e mai greu decât pare. Încerc să nu ating nici vopseaua. Tot noroiul care l-ați văzut la început, când am început să filmez, s-a adunat în 4 ani de zile. Deci pot să spun că astuparea acestei găuri, cea de acolo, dă rezultate foarte bune. După ce am astupat gaura, asta se poate vedea acolo, gaura de scurgere este intactă, iar gaura cealaltă am astupat-o.
Nu trebuie decât să pun înapoi bușonul. Am închis capacul și am scăpat.